Căutăm să aprofundăm această temă legată de relația, o relație de prietenie sau o prietenie pentru o căsnicie de durată, de viață. De ce abordăm această temă? Înainte de a intra în detalii, aș vrea să îmi dați voie să vă pun o întrebare. Câți dintre voi cei prezenți sunteți necăsătoriți? Puteți să faceți discret, nu trebuie să ridicați mâna sus. Na? Excepție, doar dacă doriți să vă promovați. Da? Ok. Și câți vreți să rămâneți necăsătoriți, puteți să ridicați mâna sus. Na. Căsătoriți câți avem între noi? Domnul să vă binecuvânteze și pe noi. Da. Cum? Da. Deci recunoaștem. Bun. De ce discutăm această temă? În primul și primul rând trebuie să o aprofundăm pentru că e necesar să încadrăm în cadrul învățăturii creștine această problemă serioasă de viață, relația dintre un tânăr și o tânără înainte de căsătorie. Desigur că ne referim la o relație romantică. Nu e vorba de avem voie să avem relații băieții cu fete. Ce relații? Jucă în șah. Nu. Ok. E în regulă. Ceva cineva e păcat să te săruți înainte de căsătorie. Întrebarea este, dar cu cine? Cu oglinda? Cu telefonul? E explicit în întrebare. Nu să știu ce, la ce te referi. Săruți banii? Nu. A, nu, frate, m-a referit la altceva. Parcă n-aș știu din prima la ce s-a referit. Nu. Deci, discutăm tema aceasta în primul și în primul rând pentru a o încadra în învățătura creștină, apoi o discutăm având în vedere că este o presiune care vine din afara vieții de credință, din afara comunității creștine, o presiune a lumii seculare, a anturajului, a școlii, a, mă rog, exemplului pe care îl vedem la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care din, ce să zic, fragedă adolescență unii, și nu vreau eu să calific, își încep legăturile între băieți și fete, consumă relația aceasta ca și cum ar fi căsătoriți, se joacă cu tinerețea lor, cu viața lor, și pe aceștia aveți colegi la școală, îi aveți prieteni și purtarea lor, felul lor de a fi, ridică întrebări și creează presiuni. Pe de altă parte, ne interesează să ne facem familii sănătoase, familii durabile, familii în care să ne găsim locul, rostul, împlinirea, să avem copii și să slujim pe Dumnezeu până la sfârșitul vieții. Asta este ceea ce ne dorim. Și atunci, având în vedere că există o legătură stânsă între ceea ce devine familia noastră în viitor și felul în care ne comportăm în tinerețe, e important să facem ceea ce îl onorează pe Dumnezeu. Nu te poți aștepta să-ți meargă bine în viață dacă nu faci lucrurile în voia lui Dumnezeu, onorându-L pe Dumnezeu. Dumnezeu binecuvântează și cinstește pe acela, pe aceia care îl onorează la rândul lor pe Dumnezeu și îl cinstesc. Așa a și spus Dumnezeu, mă voi îndura și voi binecuvânta pe aceia care îmi cinstesc numele. Da? Și a trebuit să facem asta. Bun. Să plecăm în această discuție de la o observație, de la observarea unui fapt. La baza unei relații dintre un băiat și o fată, mă refer la relația romantică, la baza unei relații de prietenie, se poate găsi două feluri de iubire. Nu tot ce se numește iubire este iubire autentică. Da, o apropiere dintre doi tineri, băiat și fată, ferească Dumnezeu să fie apropiere romantică între doi băieți sau între două fete. Da. Am ajuns și în vremuri în care trebuie să ne păzim și de așa ceva. Da. Ne referim la o relație naturală între un băiat și o fată. La baza acestei relații se poate găsi două feluri de iubire. Prima, aș putea o numi iubire pasională, e mai degrabă o soi de îndrăgostire înrădăcinat în egoism
în pofte carnale, în dorințe și în senzualism, și cealaltă este dragostea rațională. Dragostea pasională sau iubirea pasională cred că cel mai bine ar putea fi ilustrată prin ceea ce a trăit Amnon, unul dintre fiii lui David, în relație cu sora lui vitregă, era doar soră de tată, Tamar. Cunoașteți textul biblic, o situație foarte, foarte interesantă. Ce-i baiu? Am venit, cum ai venit către mine, am crezut că schimb predicatorul. Bine. M-am bucurat că schimbă stativul, știi? Avea și în mână ceva, da? Robert e prietenul meu. Ok, tu ce vrei să schimbi? Ok, da. Deci, în Vechiul Testament, în 2 Samuel, capitolul 13, pentru cei care cunoașteți textul biblic, ni se spune că Amnon s-a îndrăgostit de sora sa Tamar. Și atât de tare s-a îndrăgostit de ea, încât s-a îmbolnăvit. Efectiv, nu mai avea niciun fel de chef de viață. Era dominat de pasiunea aceasta față de sora lui. Atât de apăsat a fost de aceste sentimente și de aceste stări, încât unul dintre prietenii lui l-a observat și l-a întrebat: dar ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat cu tine? Nu ții mai bună mâncarea, nu mai cântă frumos păsările, nu mai curge apa în jos, soarele nu mai răsare, florile nu mai au miros, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat cu tine? Păi ce, m-am îndrăgostit. Păi asta e un lucru bun. Da, dar m-am îndrăgostit de sora mea vitregă. Și asta nu e chiar așa de bine. Și cine? Tamar. Și era foarte frumoasă Tamar. Iar prietenul lui a spus: fă-te că ești bolnav, cheamă-o în casă la tine să-ți gătească ceva de mâncare și îți goi dorul. Nu e clar din context dacă prietenul lui l-a învățat să facă toate răutățile. Probabil că nu, pentru că, vezi, râul vine ca și verigele unui lanț, verigă după verigă. Scurtez povestea, profitând de naivitatea sorei lui și de omenia ei, ne spune Scriptura că a violat-o. Și după ce a făcut răutatea asta, o mișelie, sora lui i-a zis: acum ce facem? Și răspleacă. Zice: nu mai mări rău, nu mai mări rău. Putem acoperi situația asta căsătorindu-ne. Ea și zis înainte: nu fă una ca asta. Mai bine cere-mă tatălui meu și o să accepte, că se mai întâmpla căsătorii din acestea în respectiva vreme. N-a vrut. Trec peste ce s-a întâmplat, concluzia este interesantă. După ce și-a făcut poftele, scrie așa textul: după aceea a urât-o mai mult decât o iubise. Iubire pasională. Această iubire pasională nu este interesată de omul din lăuntru, nu este interesată de valoarea celuilalt, a persoanei celuilalt, e o poftă păcătoasă, este mânată de egoism, de răutate, de dorințe, în esență este păcat, e trecătoare, și sentimente trecătoare, da? Care lasă în urmă răni adânci, rușine, nemângâiere, așa mai departe. Unii dintre voi, dacă nu sunteți atenți, puteți cădea victime unor asemenea oameni mânați de dorințe păcătoase. Meșteri ai vorbelor, niște manipulatori de mâna întâi, care vor profita de naivitate, de tinerețe, de speranțele voastre. Grijă mare, nu oricine spune te iubesc, o spune din inimă. O fi ca în maneaua aia de pe la București: te iubesc, dar nu pe tine. Așa erau versurile: te iubesc, dar nu pe tine. Schlager. Al doilea tip de iubire care poate să stea la baza unei relații este dragostea rațională. Această dragoste rațională admiră la partener frumusețea lăuntrică, acordă prioritate universului interior a celuilalt,
nu dă prioritate înfățișării fizice, chiar dacă o ia în considerare, se uită la frumusețea caracterului, la credincioșie, la hărnicie, la loialitate, la spiritul de sacrificiu pe care le dovedește din plin. Urmărește bunătatea, se gândește la viitor, are în atenție o relație de durată, se gândește la căsătorie. Cumpănește decizia, cântărește efectele, are grijă cum vorbește, cum se comportă, prețuiește valoarea celuilalt. Da? Tratează cu maximă responsabilitate și cu frică de Dumnezeu relația cu celălalt. Dorințele sunt controlate prin ceea ce se numește înfrânarea poftelor. Da? Deci e o iubire care trece, e filtrată de rațiune și de un angajament serios și de frică de Dumnezeu. Ne dorim și vă doresc din toată inima ca atunci când vă veți îndrăgosti, să vă îndrăgostiți cu iubirea aceasta profundă. Și când vi se va răspunde, să vi se răspunde cu această iubire profundă. Dar nu-i sigur. Nu-i sigur că așa se va întâmpla. Da. Dar să mergem mai departe. Am făcut această observație. Acum o să împărțim de aici încolo mesajul nostru în trei părți. Felul 1, felul 2 și felul 3. La felul 1, un sandwich. La felul 2, tot sandwichul ăla. Am văzut și eu ce întrebări ați pus, unde ați dat like-uri. Ok? Bine. Da. În prima parte, acum, din punct de vedere a relației de prietenie, în relație cu căsătoria, viața unui om se împarte în două secțiuni, două secvențe mari. Perioada de dinainte de prietenie, ce faci până să ai prieten, prietenă, apoi este perioada de prietenie logodnă și apoi, sigur, perioada de după, căsătoria, despre care nu o vom vorbi astăzi. În ce privește perioada de dinainte de căsătorie? Aici răspundem la întrebarea, avem un cuvânt pentru cei care nu au prieten. Pentru cele care nu au prieten. Cu voi vorbim acum. Deci dacă ați ajuns la vârsta de 18 ani și până în momentul acesta nu ați avut niciun prieten, nicio prietenă, fratele Nelu vă spune felicitări. Da. Dacă ați avut prieten, prietenă până acum și v-ați despărțit, fratele Nelu vă invită la o mărturisire. Da. Și ca să fiți în siguranță, împreună cu fratele Teo o să vă ascultăm. Zi, Teo. Am regăsit această frustrare, mai ales la fete. Ce mă fac? Am 17 ani, au 18 ani, nu s-a uitat la mine niciun băiat, n-am avut niciodată prieteni. Oare nu, cumva e cu mine o problemă? Că am prietene ale mele, colegi de clasă și pe la biserică, așa, care deja se laudă cu palmares. Deja au golaveraj. Da. Yeah. Ce e de făcut în această perioadă? Vă sugerez următoarele direcții practice. 1. Caută pe Dumnezeu din toată inima ta. Ocupă-ți timpul, folosește resursele pe care le ai în această perioadă din viața ta, căutându-L pe Dumnezeu cu tot sufletul. Ocupă-te de creșterea ta spirituală. Citește Scriptura, roagă-te, postește, preocupă-te să-ți formezi caracterul, să te apropii de Dumnezeu. Exact cum scrie în Scriptură. Fata nemăritată caută cum să placă lui Dumnezeu. Băiatul neînsurat, necăsătorit, caută cum să slujească lui Dumnezeu. Plinește cuvântul acesta. Deci cu asta se începe. Preocupă-te să-L cunoști cât mai profund pe Dumnezeu și nu-ți bate capul așa de tare cu când ai prieten. Când ai prietene. De regulă, fetele își ridică prima dată această întrebare. Și a zice că are și un precedent biblic. Vă aduceți aminte de începuturi? Adam era singur, Domnul Dumnezeu a văzut că este singur și a hotărât să-i facă un ajutor potrivit. L-a adormit pe Adam, i-a luat din coastă, da? Și a făcut-o pe Eva și Adam dormea în timp ce Dumnezeu o crea pe Eva. Textul biblic ne spune că Adam s-a trezit și a văzut-o pe Eva. Asta ne spune că Eva era trează înainte de Adam. Logic?
Deci, fetelor, asta trebuie observat. Tânăra se trezește mai repede. În schimb, nu trebuie să îl deranjeze prea mult pe Adam, că se trezește și el. Voi să stați acolo cu minți și când el deschide ochii și va zice, iată, în sfârșit, voi să ziceți, bună dimineața. Da. Rugați-vă să-i fie somn scurt. Bun. Deci, ideea pe care aș vrea să-l subliniez aici este să vă rugați lui Dumnezeu și să vă preocupați de creșterea voastră spirituală. Asta să fie primul lucru. N-ai prieten, n-ai prietenă, caută să te apropii de Dumnezeu. Acesta este cel mai bun lucru pe care îl poți face și care va compensa din plin toate nevoile tale emoționale și spirituale, care ar putea altfel să te frustreze. 2. Roagă-te lui Dumnezeu și postește pentru viitoarea ta familie. Nu ești prea tânără să te rogi lui Dumnezeu pentru viitorul tău soț. Ai 17 ani. Nu ești, sau 16, nu ești prea tânără să te rogi pentru viitorul tău soț. Sper că nu o să te măriți cu unul mai tânăr ca tine cu 18 ani. Ca să fie prea devreme. Da. E undeva pe aproape Adam. S-a născut, e într-o familie. În general e mai în vârstă ca tine. Dacă ești fecior, în general e mai tânără decât tine. Mai sunt și excepții. Tu roagă-te să-ți găsești drumul, calea. Cere lui Dumnezeu să te conducă, cere lui Dumnezeu să te protejeze de greșelile pe care le-ai putea face, de confuziile în care te-ai putea găsi. Dumnezeu are pregătită pentru tine o binecuvântare în viitoarea ta căsătorie. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți arate calea. Personal, de când am înțeles că trebuie să mă rog și până când am cunoscut-o pe Laura și ne-am căsătorit, m-am rugat lui Dumnezeu aproape 8 ani. Am rugat Domnului și am cerut să aibă în vedere să mă binecuvânteze în căsătorie și mulțumesc că m-a ajutat. Cine se roagă înainte de căsătorie va fi binecuvântat în deciziile pe care le va lua. Cine nu se roagă, ci o ia așa la plezneală, s-ar putea să se roage după. Și să fie mult mai greu. Deci, cereți Domnului să vă inspire, să vă călăuzească, să vă ajute. Rugați-vă în șoaptă în privința asta, dar nu trebuie să vă rugați public. Dumnezeule, acesta-i băiatul, te rog frumos. Da. Fiți ca băiatul acela care se ruga să-i dea Domnul bicicletă și se ruga tare. Zice, mă, mai încet, mai că deranjez pe vecin. Tot Dumnezeu te aude. Așa e, frate, dar n-aude moșul. Bunicul trebuia să audă. Bun. 3. Muncește și pregătește-te profesional în vederea întemeierii unei familii. Preocupă-te să te pregătești ca să fii un soț bun, tată bun, să fii o soție bună, o mamă bună. Acestea nu vin de la sine. Pregătește-te din punct de vedere profesional. Fă școală. Gândește-te că vei fi soție, îți dorești, că de-aia vrei să fii, să ai prieten. Nu, să te căsătorești, să fii soție, să fii mamă. Asta nu este de luat așa, de apucat. Descoperă arta culinară, fii gospodină pricepută și asta te va ajuta să ai o familie frumoasă. Nu? Să nu se zică, vai de cine îți mâncă mâncarea. Că cu băieții avem altă poveste, da? Am auzit că e super mama faină pe aici, la Sibiu. Bun. În ce privește pe băieți, fiți harnici, munciți, demonstrați înainte de căsătorie că sunteți în stare să fiți cap de familie și să purtați grijă unei familii. Iar acum pentru fete o vorbă. Să nu vă măritați cu băieți leneși. Cu puturoși. Este cuvânt urât. Dar e mai frumos decât caracterul. Cuvântul e mai frumos decât caracterul. Da? Și de asemenea, băieți, nu vă alegeți fete lenișe, dezordonate, dar se roagă faină. N-ajută. Se poate ruga frumos, impresionant, să fie drăguț, dar dacă e leneșă și dezordonată, o să vezi cât vă costă asta în căsătorie. Iar dacă vă deranjează ce v-am spus, n-aveți decât să vă schimbați. Să fiți ce trebuie.
Deci, înainte de căsătorie, cultivă această disciplină a muncii, a responsabilității, pentru că tot timpul, am spus tinerilor și o spun și acum, când vă alegeți omul cu care vă veți căsători, fiți conștienți că decizia este pentru toată viața și trebuie să-ți alegi omul cu care îți va rezista căsătoria. Bine? Bun. 4. Trăiește în armonie cu părinții tăi. Despre asta am vorbit suficient. Ideea centrală este că relația ta bună cu părinții tăi va reprezenta un capital de binecuvântare din partea lui Dumnezeu care îți va fi de folos și în viața de căsătorie. Iar aici aș face o paranteză, să nu treceți ușor, să nu treceți peste sfaturile părinților voștri în ce privește relația de căsătorie. O să vorbim mai târziu un pic despre asta. 5. Ia hotărârea că te vei întâlni, te vei împrieteni numai cu tineri credincioși, tineri care îl cunosc pe Dumnezeu. Da? Relația de prietenie, după voia lui Dumnezeu, este o relație în frică de Dumnezeu. Dacă Scriptura ne învață să ne căsătorim în Domnul, relația de prietenie cum credeți că ar trebui să fie? Nu tot în Domnul? O relație în Domnul nu înseamnă doar că amândoi umblați la biserică. Voi trebuie să umblați pe urmele lui Iisus, nu prin curtea bisericii. Da? Să fiți ucenici ai Domnului Iisus, copii ai lui Dumnezeu cu frică de Dumnezeu. Ia această decizie că îți vei deschide inima, că te vei îndrăgosti de cineva care are frică de Dumnezeu. Dacă nu se teme de Domnul, dacă nu-L iubește pe Dumnezeu, dacă nu-i interesat de viață spirituală, dacă nu citește în Scriptură, nu iubește rugăciunea, nu e preocupat să urmeze pe Iisus, lasă-L în pace. Feriți-vă de această cursă de a folosi relația de prietenie ca instrument misional. Misionar. Așa îl mărturisesc pe Domnul Iisus, să scapă un suflet de la moarte și îl câștigăm pentru Domnul, să pocăiește, vine la biserică, nu știu ce. Da. Feriți-vă de asta cu toată puterea voastră. 6. Abordează prietenia numai în perspectiva căsătoriei. Deci, în mintea ta, înainte ca să te îndrăgostești și să te împrietenești, trebuie să spui așa. Primul meu prieten îmi va fi soț. Prima mea prietenă îmi va fi soție. Dacă nu simți, dacă nu știi din relația ta cu Dumnezeu că vrei să te măriți cu băiatul acela, lasă-l în pace. Dacă nu știi că vrei să te însori cu fata aceea, lasă-l în pace. Nu încurca, nu-l încurca. Prietenia dintre un băiat și o fată în spiritul voii lui Dumnezeu are loc cu viziunea întemeierii unei familii. Nu e distracție, nu e fan, nu e ca așa e la modă, că așa ne spun nouă hormonii ca trebuie să facem, dar tu ești om cu capul pe umeri. Și în el ai creier. Sper. Nu. Că unii au numai cap. Cum eu zis mie, când am certat odată pe un tânăr, așa nu era pe la noi, așa a fost situația și s-a enervat când i-am spus niște lucruri și ne-a zis, povești, îmi intră pe ureche și iese pe aia. Și m-am uitat așa la el, dacă așa de ușor îți intră și pe ureche și iese pe aia înseamnă că între urechile tale e ca în gol. Deci face acolo un vârtej, iese cu presiune pe partea aia altă. A participat și prostia ta la vifor. Nu. Și 7. Nu te grăbi să începi o prietenie prea devreme. Nu te grăbi. Știu că instinctele, rog, exemplu celor din jur, poate să încurajeze, poate să stârnească pasiuni, sentimente, nu te grăbi să începi o prietenie prea devreme. În privința aceasta, învață să te stăpânești. Întrebarea este când e prea devreme? Când e prea devreme? Păi prea devreme este când nu poți să te căsătorești. A venit ceva timp în urmă, așa am spus, cel adorat, a venit cineva și a zis, frate Nelu, uite, vreau să te anunț că ne căsătorim, am prietene și vreau să ne căsătorim. N-am știut ce să zic,
Creștean, câți ani are? Și câți ani aveți? 16. Și fata? 14. Și v-ați împrietenit? Da. Și ne iubim? Da. Și o să vă căsătoriți? Da. Când? Păi se gat liceul, se gat facultatea, să-mi fac stagiu în Anglia, la muncă. Și după aia, când vin acasă cu bani pe la vârsta de 30 de ani, o să ne căsătorim. Am zis eu așa. Dacă stai de vorbă cu adolescenții, 16-15 ani, îndrăgostiți, toți vor să se, cum a zis o fată de vreo 30 de ani de pe la noi, să se căcătorească. Să se căsătorească, mă scuzați. Da. De ce nu e înțelept să pornești o relație la vârsta asta? Iată de ce. La vârsta de 16 ani, se gândește ca la 16 ani. Oricât ați fi de maturi, să depășiți media vârstei voastre, la vârsta voastră să fiți extrema aia din partea maturității, la voi să se răstoarne calul cu mintea vârstei voastre. Da? Păcat de coadă care vă duce în medie. Dar voi să fiți superlativul vârstei. Țineți minte, tot ca la 16 ani gândiți. Și o să îmi dați dreptate când veți avea 20. Și când vă veți compara cu gândirea de la 16 și voi o să ziceți cât de naivi am fost acum 4 ani. Și o să aveți dreptate. Problema e că la vârsta aceasta și tu și el vă potriviți. Sunteți cam la fel. Pe cum vor trece anii, diferențele dintre voi se vor contura tot mai mult. Și ce se potrivește la 16, la 20 nu mai potrivește. Unul e într-o direcție, altul în altă direcție, unul își conturează într-un anumit fel personalitate, interesul profesional, viața spirituală, altul în alt fel. Și dacă voi v-ați legat de o altă, s-ar putea să faceți greșeli care vă costă greu. De aceea spun nu relațiilor de prietenie începute prea devreme. Da. Da, să zicem, s-a încheiat și perioada aceasta, ați identificat fata, ați identificat băiatul, gata, lucrurile încep să se deschidă, viața este frumoasă, pasiunile cresc, totul este cum trebuie, a început și școala și cum am zis odată, când vă faceți tema, în loc de plus iese inimioară și alte cele. Ce e de făcut acum când se conturează la orizont o relație de prietenie? Cum trebuie începută și mai ales cum trebuie dusă? Dacă îmi permiteți, vă sugera 8 sugestii. Ce ar fi de făcut în perioada aceasta? 1. Încă de la început, caută să ai consimțământul lui Dumnezeu. Ești tânăr creștin. Vorbim unor tineri care îl iubesc pe Dumnezeu. Mai înainte de a cere fetei, dacă e de acord să fie prietenă cu tine, cere voie lui Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu. Caută fața lui, roagă-l să-ți inspire deciziile, să te conducă în ce ai de făcut. Asigură-te că este voia lui Dumnezeu. Da. Deci, ăsta e un sfat și îl spun tuturor băieților, ascultați-mă foarte bine, mai înainte de a tulbura fata cu propuneri, cu idei, cu sugestii, cu semnale, roagă-te lui Dumnezeu. Tu să fii un tânăr serios. Și trebuie să știi bine ce vrei. Vei spune, dar de unde știu dacă vrea? Nu așa îmi risipez rugăciunile? Mai întâi o întreb pe ea, dacă vrea, după aia mă rog. Dacă nu vrea Dumnezeu, o lasă în pace. Păi tu te joci așa cu sentimentele unei fete? Atât ai învățat. Dacă umbli cu Dumnezeu, Dumnezeu care știe viitorul și ce ți se potrivește ție și ei, te va conduce. Cine se joacă cu sentimentele unor fetelor, cine înșală, stârnind și după aceea retrăgându-se că nu-i voia lui Dumnezeu, va plăti. Da? Un fecior, caz real, ce vă spune acum. Tot era în picioarele lui unei fete. Tot era. Și fata îi spunea, știi, nu. El, ba da, că trebuie și că nu știu cum și că nu știu ce. Și atâta tot bâzit-o până când într-o zi fata s-a îndrăgostit de el.
Și au zis, ok, acum au început să avanseze în relație și când să finalizeze cu o decizie relația aceasta, el a zis, acum hai să punem înaintea lui Dumnezeu, să vedem dacă e voia lui. Bine, să punem înaintea lui Dumnezeu, trebuie să pună înaintea lui Dumnezeu. Și s-au rugat și a pus el acolo nu știu ce semn. Că dacă în ziua cu pricina îl sună până la ora 3 de la Domnul, dacă îl sună după ora 3, nu-i de la Domnul. Atâta maturitate a avut acesta nostru tânăr. Și a rupt relația. Fata a rămas rănită, așa, supărată. I s-a plâns de ce a pățit. Și a avut o vină, că nici nu trebuia să se arunce așa cu cizmele în față, într-o relație, numai că insistă cineva, dar responsabil în primul rând e băiatul. Să trebuie să știi de la început dacă e Dumnezeu cu tine, pe ce drum te pui. Nu te juca cu sentimentele unei fete, rănind-o, făcând-o să se îndrăgostească de tine și după aceea virând stânga împrejur că ai găsit tu variante mai bune. Dumnezeu va pedepsi pe cel care se joacă așa, cu sufletele. Da? Deci, înainte de toate, consimțământul lui Dumnezeu. Roagă-te să-ți vorbească. 2. Caută să ai și acordul părinților tăi. Deci, te-ai rugat, acum Dumnezeu ți-a vorbit, ești liniștit, te-ai sfătuit, apoi caută sfatul părinților tăi. Eu v-aș sugera chiar înainte să vorbești cu fata. Un tânăr serios poate să pună problemă. Are o relație bună cu părinții, are frică de Dumnezeu. Mamă, tată, uite ce mă gândesc eu. O să le zică, frate, dumneata e cam de pe altă, din alt secol. Eu zice chiar din alt mileniu. Așa învață înțelepciunea biblică să judeci lucrurile. Da? Și așa părinții te vor afla. Dacă sunt oameni cu frică de Dumnezeu, fă-i partea deciziei. S-ar putea ca sfatul lor să te scoată la liman. Cereți-le sfatul. Vorbiți cu ei. Rugați-i să vă susțină rugăciune. Nu? Eventualele lor observații, cântăriți-le cu maturitate. Să zicem, ați trecut peste faza aceasta. Părinții au zis da, din simțul rugăciunii este da, de acum poate ați vorbit cu fata până acum, sau merg lucrurile în paralel, ai și acordul ei, fata e de acord, mare har pe tine. Da. Și mare har pe tine, domnișoară, că te-a întrebat cineva. Și aici am o paranteză pentru voi. Fetele câteodată fac greșeli, numai câteodată, băieții mai des. Nu. Au prea multe criterii. Nu. Gândesc, idealizează tot. Să vină făt frumos, călare pe un cal alb, făt frumos din lacrimă, sau cu lacrimi, oricum să fie lacrimi în decor, dar să fie înainte. Da. Așa. Și acolo o listă, cum a zis o domnișoară pe la noi, a făcut așa o listă învățată, nu știu ce criterii. Bun, a avut 24 de poziții. Da. Făt frumos să corespundă acestor criterii. S-a rugat, a pus fițuica aia într-o sticlă ascunsă la rădăcina unui pom și a zis, Domnul să-mi împlinească dorințele. Și ținut minte lista. Și a venit un băiat bun. Așa, Domnul, și ce? Ea s-a uitat la el, s-a uitat la listă, din 24 corespundea 21. Da. Mai trebuie 3. Da. Și a spus, next. A comentat. Băiatul și-a văzut de drum, a înțeles bine semnalul, a căutat mai departe, s-a însurat. Șansa asta s-a dus pe lângă tine. Slavă Domnului, în gara ta a mai trecut un tren și când l-ai luat la criterii, din 24 corespunde pe 17. Băi, dacă eu nu m-am măritat cu ăla care dădea 21, mă mărit cu ăsta care dă 17? Sănătate bună. Next. Și tot așa, cine a fost de însurat s-a însurat, cine a fost de măritat s-a măritat și tu te trezești la o anumită vârstă, tot în gară. Cu lista în mână, între timp te-ai dus la pom și ai scos din... Că te-ai gândit să umbli, să tai de pe foaie niște pretenții.
Și din 24 cât aveai la 18 ani pe foaie, ai zis, dacă mai împlinesc de vreunul 12, asta e esențial, ești fericită. Și ai tăiat de pe listă și ai blestemat în gândul tău pe cine te-o bățea cândva să fii mofturoasă. Da. Și se va întâmpla, cum a zis o fată de la noi. O avut mai de mult o discuție într-un cerc de fete și eu am auzit trăgând cu urechea, fără să vreau. Deci n-am vrut, dar am auzit fără să vreau. Dar așa mi-a plăcut ce am auzit-o zicând. A zis așa, fetelor, la măritat e ca și cu locurile de parcare. Dacă dai prioritate la alții, rămâne locul de handicapați. A zis un glumă. Dar aș vrea să spun ceva fetelor mofturoase. Nu știu cine v-a băgat în cap. Voi aveți oglindă acasă? Nu m-ați înțeles ce am zis, dar nu la aia de sticlă mă refer. Nu puteți fi atât de pretențioase cerând ce nu puteți oferi. Nu? Da, cu asta închid această paranteză. Deci, caută consimțământul lui Dumnezeu și apoi consimțământul părinților tăi. Dacă ești băiat, ai vorbit cu fata, e de acord, părinții tăi sunt de acord, înfățișează-te bărbătește la părinții fetei și spune-le deschis ce intenții ai. Și părinții acelei fete te vor respecta. Așa zice că debutează o relație sănătoasă, o prietenie sănătoasă de doi tineri cu frică de Dumnezeu. De acum, având cu voi ajutorul lui Dumnezeu, sprijinul părinților, curăția voastră de inimă, următorul lucru pe care îl aveți în față, 3. Stabiliți standarde morale înalte pentru prietenia voastră. Hotărâți de la început care sunt granițele. Discutați deschis. Asta facem, asta nu facem. Puneți standarde înalte. Stabiliți-vă principii. Dacă nu vă stabiliți principii, vă veți surprinde tot împingând granițe care nu există, că nu le-ați pus niciodată. Și așa o să vă prindeți în toiul unor compromisuri. Mulți tineri și-au pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu, au intrat în căsătorie spărgând gardul. Dacă s-au căsătorit, e bine, unii nu s-au căsătorit. Și cu conștiință împovărată trăiesc și azi. Să fugiți de curvie. Ascultați-mă bine, să fugiți de curvie. Și în spiritul acestui imperativ biblic, răspunsul la întrebare este păcat să te săruți în relație de prietenie? Răspunsul este da, e păcat. Și o să mă întrebați, dar de ce e păcat? Și o să vă spun de aia. Da? Lucrați cu frâna. Nu-i nevoie de accelerație aici. Puneți hotare în față și nu treceți peste graniță. Și asta vă va proteja. Nu-i nevoie de nu știu ce mare competență ca să înveți să te pupi. Nu? E mai bine să gândești așa. Fug de asta. Fug de asta. M-a întrebat odată cineva, dar de ce e păcat? Hai să lăsăm asta la întrebări și răspunsuri, că poate cineva o să mă întrebe. Da. Legat de aceste standarde înalte pentru prietenia voastră, v-aș mai sugera un sfat. Evitați cu toată puterea voastră să călătoriți singuri. Nu știu, când... Na, Teo, noi mai eram așa de o generație, deși tu ești mai tânăr ca mine, dar cam pe acolo. 20 de ani în urmă, 25 de ani în urmă, era impietate ca doi tineri necăsătoriți și credincioși să meargă împreună în vacanță. Eu nu știu ce a apucat pe unii tineri acum.
cumpăr bilet de avion și fac, ce știu, Break City în Veneția. Că-s bilete ieftine, ei doi. Adevărat, își au fiecare cameră separată, mai nu știu ce, poate că mai au și nu știu ce cuplu undercover așa cu ei, dar, vă rog, fugiți de asta. Voi vă doriți binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă doriți însoțirea lui în viața voastră. Să nu vi se pară ceea ce spun dincolo de ceea ce este natural și de ce este duhovnicesc. Este în voia lui Dumnezeu să vă purtați așa. E înțelept. O să aveți toată vremea ca după aceea să fiți împreună singuri. Protejați-vă. De voi înșivă, ca să nu mai vorbesc de cel rău care vă poate ispiti și să nu mai zic apoi de oamenii răi care vă pot batjocori. Dumnezeu să fie cu voi. 4. Evitați o prietenie prea lungă. Mă veți întreba ce înseamnă prea lung. Eu zic că ce trece peste un an și jumătate trece în zona de risc. Nu poți să te căsătorești mai devreme de un an și jumătate? Lasă fata în pace. Lasă băiatul în pace. O prietenie prea lungă erodează din punct de vedere spiritual. Obosește. Este adevărat că pot exista excepții. Nu discutăm excepțiile și nu punem gardul din acestea cei peste un an și jumătate în sfârșitul lumii, dar vorbim de spiritul unei prietenii sănătoase. Poate și atât ai mult. N-am agăria nici prietenii din acestea, s-au mai întâmplat și situații așa, ne-am cunoscut alaltă ieri și peste 2 săptămâni facem nuntă. Stop. Vă știți ce faceți, mă? Adică există și un echilibru pe partea aceasta. Însă, revenind la ceea ce am spus inițial, evitați prietenii prea lungi. Duc la erodarea morală, la erodare spirituală, duc la ispitirea voastră, pot crea vorbe nepotrivite, e mai înțelept să puneți relația, dacă tot s-ar porni și nu vă puteți căsători, să o puneți la congelator, da? Gați acolo, reglați bine temperatura, aveți grijă să nu moară, dar nici să trăiască. Și când vine vreme potrivită, faceți ce este rânduit. 5. Nu dați prilej să se vorbească rău de voi. A sugera aici să cultivați principiul dării de seamă. Cine a mai auzit de asta? Nu? Faceți dare de seamă față de părinți. Uite, vă sugerez ceva. Unii dintre voi sunteți studenți la Sibiu. Stați în chirie. Fete sau băieți, v-ați îndrăgostit, vreți să vă faceți familie, luați un sfat de la fratele Nelu, care vă iubește. Și de-ați fi copiii mei, tot așa vă spune. N-are ce să scalce piciorul în casa fetei, ea singură fiind acasă. N-are ce să scalce piciorul acasă la el, el singur fiind acasă. Te-ai dus până în ușă? N-ai știut că e singură? Nu-i nimeni? Nu. La revedere. Ieșiți la o plimbare în parc. Și nu vă puneți pe ultima bancă, aia de după boscheți. O să ajungeți pe acolo. Protejați-vă și arătați frică de Dumnezeu în ce faceți. Dacă îl onorați pe Dumnezeu, și El vă va onora pe voi. Și apoi grijă mare, fetelor. Deveniți vulnerabile în momentul în care vă lăsați atinse. Puneți-o tare. Și dacă nu ține mânuțele acasă, dați una așa peste obraz. De așa. Nu faceți asta. Ca stabilit reguli de la început, dați priceput voi despre ce-i vorba aici. Și încă un lucru. Rugați-vă lui Dumnezeu și postiți împreună. Asta ține de pregătire pentru căsătorie. Rugați-vă lui Dumnezeu și postiți împreună. Făcând așa, veți observa că relația voastră se maturizează și este o binecuvântare pentru voi, vă crește spiritual și se îndreaptă spre căsătorie. Da? Și
ultimul lucru, ultima parte a mesajului din această dimineață, câteva criterii pentru alegerea partenerului de căsătorie. De ce? La ce ar trebui să te uiți? Care ar fi acele criterii la care ar trebui, de care ar trebui să ții seamă în alegerea partenerului de căsătorie? Vreți să răspund și la asta și după aceea? Pauză? Da. Și în pauză face cum o zis ungurul. În pauză nemțile se dau jos. Asta e altă poveste. Eu să vă spun ceva acum despre mine. În 1996 am venit în Sibiu. Eram atunci, aveam 22 de ani, în 8 septembrie, cât e acum? Septembrie trecută. 8 septembrie 96 am fost ordinat pastor în biserica din Sibiu, neînsurat. Îți dai seama, Sorin? Da. Da, și toată biserica Emanuel a zis amin. Eram pe strada Plevnei atunci. A urmat o perioadă frumoasă de slujire în biserică și în intervalul acesta până în septembrie, 19 septembrie 99, când am avut nunta, am slujit necăsătorit. Biserica Emanuel din Sibiu. Sigur că a fost o provocare. Aveam cumva un exemplu bun în față, fratele Iosif Tirla, a fost și el păstor în Biserica Emanuel din Sibiu, unde a însurat vreo 2-3 ani. Așa că la noi tradiție. Da. Da. Știind că trebuie să-mi fac familie, rugându-mă lui Dumnezeu pentru acestea, încă de atunci mi-am scris pe o foaie niște criterii de care trebuie să țin seama. Vi le spun și vouă, dacă vreți. Da? Asta nu-s teorie din cărți. Exact așa am făcut, cum o să vă spun acum. Primul lucru. Atenție la frica de Dumnezeu a celuilalt. Da? Deci ne preocupă să alegem în căsătorie o persoană care are frică de Dumnezeu. Să fie credincios lui Dumnezeu. Este primul criteriu. Fundamental. Da. Nu ajunge doar că vine la biserică. Trebuie să aibă frică de Dumnezeu. O poveste. Un băiat a venit la adunare. S-a apropiat de biserică, la rugăciune, a venit la întâlnirile bisericii, la evanghelizări, la seri de rugăciune, la stăruință, pe acolo, în biserică. Până când s-a apropiat, s-a și botezat în apă. A început așa să fie activ în viața bisericii și într-o zi a văzut o fată, s-au căsătorit, tot a fost foarte bine, a avut nunta. Și după ce au venit acasă din vacanța așa pe care au avut-o, el i-a spus fetei, draga mea, vreau să spun ceva. Eu la biserică nu mă mai duc. La biserică nu mă mai interesează să mă duc. De fapt, eu am venit la biserică cu gândul să găsesc o fată credincioasă. Am știut că la biserică sunt fete serioase. M-am săturat de ce era în lumea asta largă și eu mi-am atins planul. Mi-am împlinit obiectivul, m-am căsătorit cu fata, așa că pe mine nu mă mai interesează la biserică. Eu altul la biserică nu mă mai duc. Dacă vrei să te duci, du-te. Eu nu te opresc, dar pe mine să nu mă mai deranjez cu asta, că mă supă rău. La care fata s-a uitat la el așa și a zis, dragul meu, dacă zici tu așa, nu mă mai duc nici eu. Că acum, sincer cu tine să fiu, și eu m-am dus la biserică tot să-mi aflu un băiat. Și mi l-am găsit. Așa că... Îți țineți minte, în povestea asta, a cărei autenticitate nu o garantez eu, să spun o lecție. Cine se aseamănă să adună? Cine se aseamănă, se adună. Cultivați în voi frică de Dumnezeu și veți da de oameni cu frică de Dumnezeu. Da? Dar să aveți grijă de criteriul acesta. 2. Respectul față de părinți. Urmăriți la fata aceea pe care vă alegeți ca să vă fie soție să-și respecte părinții. La el să-și respecte părinții. Dragul meu tânăr, dacă fata nu-și respectă părinții, puține șanse ai să te respecte pe tine ca bărbat viitor al ei. Și este un lucru simplu. Da? Caută, uite-te cu atenție la asta, să fie ascultător, ascultătoare de părinți. Acolo e ceva dumnezeiesc. E un criteriu de selecție. 3. Hărnicia. Da?
Omul leneș e primejdios. Are în el o logică de fier. Tot timpul există o justificare în lenia lui. De la grădina zoologică, o scăpat pe ulițele Sibiului, un urs fioros și-o mai ieșit și un leu. Și acum e pe strada noastră. Și înțelepciune ne învață să stăm închiși pe dinăuntru în casă. Lasă-l la serviciu să se ducă alții. Că pe leu, că pe uliță este un leu. Știți proverbul din... Are tot timpul o explicație credibilă, logică în lenivia lui. Să nu vă căsătoriți cu cel care nu e harnic. Grijă și în privința asta. 4. Atenție la spiritul responsabilității. Alegeți-vă să vă duceți în căsătorie cu persoane care demonstrează un simț al realității și al responsabilității. Un om care gândește în perspectivă, care ia viața și lucrurile în serios. Așa să te uiți la fata aceea. Gândește, te rogi, oare poți să o vezi ca mamă a copiilor tăi? Te uiți la băiatul acela, vezi în el acel bărbat care va deveni tatăl copiilor tăi, care va fi apărătorul tău a casei tale, a familiei tale? Când pui întrebările astea și te gândești la profilul feciorului sau fetei, îți vine să fugi. De el sau către el? De un criteriu de selecție. Gândiți-vă la asta. Sunt băieți care gândesc superficial. Și acum vreau să vorbesc un pic cu băieții care gândesc superficial. Atrași de ceea ce îi zbește ochii. Sunt fete atrăgătoare, fete frumoase, care reușesc să atragă. E adevărat că n-au multe în traistă, dar au multe pe traistă. Da. Nu vreau să spun că toate fetele frumoase sunt așa. Nu. Biblia spune că frumusețea la o femeie fără minte este ca un inel pus în râtul unui porc. Adică o pune în primejdie. Dumnezeu a pus în voi o frumusețe naturală. Dar sunt fete care au slăbiciuni morale serioase și care caută să uzeze de senzualitate ca să atragă atenția băieților. Și băieți naivi, ca acela despre care am citit aici, ci că fata aia n-avea stâmpări și nu putea sta picioarele acasă, a reușit să sucească ție capul. Ține minte, ce te-a atras la ea înainte de căsătorie, dacă vă veți căsători, o să te enerveze la ea după ce vă v-ați căsătorit. S-a gătit frumos, s-a zâmbit nu știu cum, s-a îmbrăcat nu știu cum, s-a machiat, s-a făcut, s-a aranjat, asta te-a impresionat. Și acum când continuă să se poarte tot așa după nuntă, te va enerva. Și ea o să spune, dar nu așa am fost când ne-am căsătorit. Și tu nu o să mai ai ce să-i spui. Da? Deci revin la ceea ce spuneam, simțul responsabilității, gândul la viitor și multă seriozitate. Apoi, încă un criteriu, atenție să aveți afinități și preocupări comune. Va trebui să vă potriviți. Doi oameni se învoiesc la oaltă ca să meargă pe acest drum, trebuie să-i lege ceva, deci trebuie să existe aceste afinități și preocupări comune. Și abia acum în coadă am așezat să vă placă. Da. Aici este rostul înfățișării fizice. Nu e scoasă din listă, dar e pusă ultima la listă. Și aici aș avea pentru voi, dragii mei tineri, un sfat. Nu vă lăsați guvernați de ceea ce izbește ochii. N-am zis să vă însurați cu fata mamei pădurii. Deși în poveste, tot timpul fata mamei pădurii a fost foarte frumoasă. Numai soacra acolo a fost o problemă. Dar și dacă ați nimerit pe mâna ei, cu lemnele n-o să aveți probleme, că e mama pădurii. Așa. Vă rog frumos să dați șansă, dați-vă șansa să cunoașteți frumusețea interioară a persoanei care nu vă atrage neapărat fizic. Ați auzit ce am spus eu acum? Faceți bine sufletului vostru să cunoașteți frumusețea interioară a persoanei care nu vă atrage fizic așa de tare, dar care are o comoară acolo. Dați-vă șansa să o cunoașteți. Și nu vă mai luați după ce izbește ochii. Nu? Există, cum spune în Biblie,
un farmec interior, bunătatea. Și acest factor interior dă frumusețea. Cum spune Scriptura, farmecul unui om îl dă bunătatea lui. Frumusețea trece. Ce astăzi e, peste o vreme nu mai e. Dar omul din interior rămâne mereu. Și la acesta să vă uitați. Amin. Și două atenționări, și cu asta închei. Unu, nu te căsători cu persoana pe care o iubești, căsătorește-te cu persoana care te iubește. Ce am vrut să spun cu asta? Ferească Dumnezeu să nu fie și de la tine iubire, dar nu miza pe asta. Odată o fată, și ce vă spun este un adevăr, o poveste adevărată, am fost implicat în consilierea acestui cuplu, s-a îndrăgostit de un băiat și tot era în picioarele lui. Între timp, băiatul acela a intrat într-o relație de logodnă și domnișoara de dinainte era umbra cuplului. Deranja, efectiv. Și atunci am chemat un pic deoparte, ca să stau de vorbă așa între patru ochi. Suferea foarte mult că iubea fără să-i fie împărtășită iubirea. Asta e o suferință mare, să iubești și să nu-ți fie împărtășită iubirea. E o suferință. Dar cum scapi de asta? Și am întrebat-o, nu te supăra, îl iubești? Și a zis, da. Te iubește? Nu. Și ai vrea să te măriți cu el? Da. I-am mai zis odată. Da. Deci, tu spui așa, vreau să mă mărit cu un bărbat care nu mă iubește, care nu mă va iubi, cu un bărbat care nu mă bagă în seamă, dar îl iubești și ajunge. A, nu. Păi hotărăște-te atunci ce faci. Nu? Nu, vă rog să nu mizați pe sentimentele voastre. Căutați răspuns la celălalt. Ce aveți voi, aveți voi și știți. Și între voi și Dumnezeu. Dar căutați la celălalt loialitate, dragoste profundă. Și atunci relația va dura. Nu vă mințiți pe voi înșivă. Sunt cupluri care s-au căsătorit, unul iubind și celălalt doar fiind tras. Și relația e chinuită și astăzi. Să fie împărtășită iubirea din ambele părți. Datoria voastră este să o verificați la celălalt. Bine? Și o ultimă atenționare. Nu te căsători sperând că după căsătorie alesul inimii tale se va schimba. Lasă că o să-l schimbe Dumnezeu și cu ajutorul meu și al lui mama o să-l facem prinț. Sau prințesă. Nu o să fă planuri din acestea. Astea sunt naivități. Dacă nu corespunde profilului despre care am vorbit și pe care îl spune conștiința ta, lasă-l în pace, lasă-o în pace, vezi de drumul vieții. Bine? Domnul să fie cu noi.